Pe timpuri știam triada clasică, hematuria macroscopică, tumora în flanc și durerea. Dar în ziua de astăzi, aceste trei simptome se întâlnesc foarte rar, adică din triada clasică a devenit mai mult istorică, datorită faptului că majoritatea pacienților sunt diagnosticați cu formațiuni renale în urma unor investigații de rutină pentru cu totul și alte boli. Hipertensiune arterială, dureri abdominale de diverse etiologii sau pur și simplu ecografii de rutină. Hipertensiunea, bolile cardiovasculare, diabetul zaharat și obezitatea reprezintă factori de risc pentru apariția cancerului renal. Prevenția ar fi mâncarea cât mai sănătoasă, un mod de viață cât mai sănătos și cam atât. Dar chiar și nici asta nu ne poate scuti de apariția, din păcate, a oricărui fel de cancer, nu numai cel renal. Raportul între tumorile benigne și maligne este de 2 la 8. 80% sunt maligne și 20% sunt benigne. Benignitatea sau malignitatea o poate oferi doar examenul histopatologic. Avem și niște marcări radiologici care ne pot sugera o posibilă benignitate a formațiunii tumorale. Dar iarăși, examenul histopatologic este cel care ne oferă date precise. Chistele renale, per general, în marea lor majoritate, sunt benigne. Majoritatea pacienților o să vadă în buletinul lor ecografic sau tomografic acele chiste sunt împărțite pe patru categorii, bosniacul 1, 2, 3 și 4. 1 și 2 sunt benigne și se urmăresc doar periodic ecografic, iar cele 3 și 4 trebuie tratate ca și formațiuni tumorale maligne, adică operate, extirpate și pe urmă, în funcție de examenul histopatologic, se va vedea dacă mai are nevoie de un tratament complementar sau nu. Iarăși, din fericire, majoritatea formațiunilor tumorale mai nou descoperindu-se în stadii inițiale, în stadii 1 și 2, răspund excepțional de bine la tratamentul chirurgical și foarte rar au nevoie de tratament complementar, adică de chimio și radioterapie. Majoritatea pacienților se uită așa un pic nedumeriți, și în felul ăsta chiar am scăpat, și le explici că da, au scăpat și noi au nevoie de chimioterapie și până te întâlnești cu ei periodic la 6 luni, la 1 an, la controle imagistice. În România ne întreabă cel mai des aparținătorii. Pacienții sunt protejați de familie și prima întrebare este cât mai are de trăit și de obicei le spui că dacă reușim să extirpăm corect formațiunea tumorală, în principiu au de trăit atâtea zile cât sunt de la Dumnezeu, poate să trăiască și 10, și 20, și 30 de ani, depinde și de vârstă, bineînțeles. A doua întrebare, cea mai frecventă, este ce pot să facă, ce pot să mănânce, de obicei pot să duc o viață absolut normală. Și iarăși, e de știut pentru toți pacienții. Acest gen de tumor poate fi operat cu succes în România. Nu e nevoie să plece în străinătate.